Deci, dacă vrei să nu mai conduci altă mașină în viața ta sau dacă vrei să, nu știu, să ai senzație bombă, wow, sau cum vrei tu să-i zici, trebuie să conduci Model S Play. Este... Am condus Y, X, 3, 3 Performance, Long Range, toate variantele. Dacă 3 Performance te ia cu rău în mașină, asta nebunești, frate, e bombă, 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 bombă. Deci nu poți. Sigla asta, da, de plate, e, nu știu, oamenii ăștia sunt nebuni. Deci oamenii sunt nebuni, frate, ce mașină au putut să construiască. Pur și simplu. E o senzație terifiantă. După un an de karting, asta e fix ce trebuie pe străzi. E... Nu poți să nu zâmbești zilnic. Deci cu oricine pe stradă, cu orice, orice semafor, e o plăcere, pur și simplu. E... Nu știu ce să vă zic. Mă așteptam, sincer. Am văzut foarte multe review-uri și filmulețe cu ESO, dar e total diferit ceea ce vezi în, pe un ecran cu ceea ce simți. E, e altceva, pur și simplu. Da, cred că e mașina care te urci în ea și zici, o vreau, trebuie să fie a mea. Acum mă duc și dau avansul la ea, nu mai pot coborî din ea, e addicted, e total... Da, mi-a spart un pic toate ideile și toate concepțiile de alte mașini. Și dacă volanul mulți l-au criticat sau ceva genul, că nu se poate conduce, da, nu se poate conduce bine cu o mână până când te obișnuiești cu el. Dar schimbătorul e... E foarte ușor, deci ai băgat în viteze și ai plecat, dai înapoi, îți apare camera instant și oglinzile și absolut tot, este foarte ok. Să-ți apăsa pe un buton să intri pe neutru, e simplu. Când o parchezi iarăși, ai parcat-o, e deschisă. Da, e într-adevăr un calculator și se vede diferența. Au construit ceva, dar se apropie de nevoile omului și dacă tehnologia până la urmă ne înconjoară din ce în ce mai mult, de ce nu, de ce mai avem nevoie de o manetă de viteze până la urmă? Când putem da un swipe, am dat un swipe pe ecran și am plecat, exact cum facem și la telefon, îl deblocăm, am intrat în meniu și ne apare absolut totul, nu știu, e... Apăsăm frâna, apare schimbătorul, am plecat, îi dăm înapoi, ne apar camerele și mergem cu spatele. Ia să vedem, să vă arăt și aici avem înregistrare, scuzați mâna, oglinzile, sunt mai multe setări, loc, unlock, suspensie, ia să vedem pe suspensie, avem, oh, super, medium, high, very high, deci se ridică și suspensia, este, da, foarte mișto. Cel mai bine să veniți să o descoperiți voi, să o conduceți, e cea mai faină senzație. Așa, din ce vă arăt eu și ce vă spun, poate că... Doar visați un picuț, dar ca să intrați în vis, trebuie să o vedeți exact. Ciao! Am încă jumătate de oră de distracție și vreau să profit de treaba asta. Zi bună!